2 luni, poate să crezi? Din grande macho man am ajuns un papagalo. Claro que si. Îți par fața. Eu cred că exagerați. Claro que exagerez. Și si papagalo se împerechează cu un papagala lui. Si. Eu soy cuc. Solo cuc. De vă și potriviți cu el, mă, jefe. Că și e tot cucă. Mă rog, era, acum e vigă. Nu la asta mă refer, mama Neliste. Și lasă-mă în pace că soy deprimado. Jefe, aveți doar o pasă proastă, relaxați-vă, profitați că nu sunteți cu ea. Că după nuntă o să mai vreți să mai aveți câteva minute pentru dumneavoastră, pentru vreun hobby, pentru... Să. Cum ai spus? Hobby. Nu zici, mă, că nu ești o idee rea cu un hobby? O să mă duc la pescuit, cum o să făceam în vremurile bune. Păi și credeți că Emma o să fie de acord să vă reluați hobby-ul ăsta? Și e o partidă de pescuit, după atâta timp, nu ești mare școfala. Hai, vaia și caută momeala, că si. Eu trebuie să fac aranjamentul ăsta. Hai, vaia, vaia. Si, jefe, si. Lupul schimbă părul, dar năravul, ba. Dar de unde găsesc eu ăsta o gagică? Că și eu mi-am ieșit din mână. Con alegría y con alegría. Băi, eu nu mai joc, bă, pe ce mie mi-ați dat altfel de cărți? Invers, mârlane. Ah. Da, așa, da, toți. Hola, băieții! Hola, jefe! La Emma, nu? E, uite că n-ai ghicit, pupesa. La voi, că m-am hotărât să vă iau... Din ce să ne mai luați, jefe, din ce? Că și așa ne rămâne praful de pe tovă, că tot dinero se duce pe producțion. Dar nici așa nu este suficient, jefe! Să vă iau la pescuit, desperado că ești tu. Ha, pescuit? Și? Jefe, știți, mă gândeam că e weekend și poate ne mai odihnim și noi, că ne-a epuizat o producțion. Plus că nu avem scule și aci todos costă mui... Nu vă costă nada, chitroșo că erești tu. Plătesc eu todo. Și dau și 1000 de euro premiu pentru cine captura maș candidat de pește. Dar mergem, jefe, cum să nu mergem? Cum să refuzăm noi generozitatea dumneavoastră? Bela e aici? Sigur, jefe, este sus, vă așteaptă, este doar a dumneavoastră. Mergeți, mergeți! Ha! Băi, ia, lăsați cărțile că avem treabă. Ne-a invitat Esteban diseară la o partidă de pescuit. Wow! Și bănuiesc că e plătit de el, că altfel nu venea să ne invite personal. Din păcate, nu. Dar eu zic să mergem, că ne mai distrăm și noi, mai socializăm. Și poate cine știe, dacă ne punem bine cu Barosanu, o să ajung șef pe studiouri. Ajung, pupăză? Adică tu vrei să te dai bine pe lângă Esteban, pe banii noștri, pe care oricum nu-i avem? E țeapă, țeapă, că eu nu mă bag. Nici eu nu mă bag, că-și că fiindcă eu de seara am treabă cu iubitica mea. Adică sunt în cirviș la sieție, bă, sântură. Eu nu știu, bă, mie mi-ați dat alte cărți, eu nu pot să mă pronunț. Și clară, nu merge nimeni. Bă, stați, mă, asta, bă, v-am păcălit. V-am păcălit ca să văd cât de scârțan sunteți. Plătește șeful tot. Doar că ne-a propus să... Să punem noi banii și ne-l dă el peste câteva luni când o avea ceva mărunt în buzunare. Nu, Kobe, ne-a propus un mic concurs. Cine va prinde, cum a spus el, mas candidat pește? A, peștele care-i candidat aici în castrui la primărie, unde? La... Exact. Așa. Va fi recompensat. Cu icre? Nu, mă, cu lapți. Cu lapți, să-mi trag mâna, știam că peștele dă lapte, bă, dar uite, de când eram copil, de când am fost pe Balta, am căutat, n-am prins un pește cu țâță. Cum faci, îl mulți pe Balta acolo cu... Tași, bă, că ești obosit. Ia zic, cu ce ne recompensează? Păi, a propus
facem o mică chetă, să zicem un 50 de euro de persoană, pun și eu 5, și cine va prinde cel mai mult pește, va lua toți banii, mă. Asta ca să existe și o miză. Eh? Ia ziceți, vă băgați? La ce? Amore, nu se supăra, dar nu vreți să se uite cineva la mine că v-ați parcă să transpirează, transfigurată, nu arăt bine. Bela, dar tu arăși bine tot del tempo. Amore, lasă-mă în pașa că fac cardio, mă întrerupe. Dar pur că ai venit? Păi am venit să... Să? Am venit... Să? Nici nu mai știu de ce am venit. Amore, vezi că pierderile astea de memorie sunt de la... de la stres, de la buseală. Mai relaxează-te și tu. Tot trabaco, trabaco. Mai duci cu băieții la un beș, la o bere. Păi de să mă duc la pescuiala. Eu am vorbit cu toți băieții și sunt de acordo. Super, du-te, du-te, poți să stai cu ședul. Păi știu ședa. Du-te odată. Mă duc. Hai, ești acasă, Piersicuțo? Da. Venisem să mă fac frumoasă pentru cina de diseară. Aia pe care o tot amânăm de ceva vreme. Dar, între timp, am aflat că te duci la pește cu băieții. Nu mă dau cap și nicu la niciun pește. Cine ți-a turnat banii vernele astea? Costeluș mi-a spus că s-a învoit pentru mâine. Hai să nu-mi spui că refuzi invitația lui Esteban. Nu o refuz pe Esteban, dar îi spun că trebuie să mă duc la Cirmici, că sunt dătură la secție. Păi cum pot eu să mă duc, mamică, pe baltă, să dau cu băta ca bou, ca să ce, să prind niște fierfirici atâta? Când eu am peștișoara mea, dau la cilea lângă mine. Oh, Doamne! Căpșunico, păi nu știi că avem o cină frumoasă, vrei să începem acum? Nu, iubire, să dăm doar un aperitiv, așa ca să-ți deschid pofta pentru diseară. E clar, suntem bâtă la pescuit. Păi tu de ce crezi că a zis șef să facem concurs cu premiu? Ca să punem una pe bandă, exceptule. Nu mai cobicobecești! Mai bine ziceți cum facem ca să prindem și noi ceva. Simplu, mă! Îl băgăm pe ăsta în apă și toți peștii o să sară pe mal. Că se sperie de balena ucigașă. Da, mai bine e dintr-un fără slip. Că se atragi cu râma aia ta? Mârlane, gluma asta proastă era pentru pupăză. Ce vorbești? Că eu nu am râmă! Păi dacă n-ai, trebuie să-ți faci rost pupăză, că fără râmă nu poți să pescuiști. Sau poți? La mămăligă. Adică la tine. Nu cine vorbea, Tercio? Mai terminați noi odată! Trebuie să găsim pe cineva care să ne vândă ponturi pentru pescuit. Ca să nu... Ca să nu rămână cumva premiul la Esteban, nu? Exact! Cât... Ce vorbești, mă? Ca să nu ne facem de râs la omul ăla. Să zică că suntem neputincioși și la asta. Da. Din amintirile mele, Betty se pricepe cel mai bine la pescuit. Cine, mă? Betty? Păi e și logic. Toată viața s-a chinuit să prindă peștele al mare. Și a avut parte numai de plevușcă. Ce vorbești, mă, că eu nu sunt plevușcă! Banane, hai până sus să mă ajut să aranjez niște mobilă! Iar am mutat patul cu Esteban! Iartă-mă, Doamne, dar mă bag eu! Dorașule, nu-i așa că nu pleci cu ea la pescuit și rămâi cu iubițica ta? Hai că diseară mă fac răpitoare pentru tine! Pregătește-te să mă mulinezi, să mă tragi cu lanseta ta mare! Pisică, eu cred că ar fi mai indicat să mă duc, că dacă rămân acasă o să bată la ochi. Și oricum Esteban a plătit totul. N-aș avea niciun motiv să nu merg. Hai că noi să avem tot felul de ocazii ca să mulinăm cât vrei tu. Da, dar nu singuri! Acum puteam și eu să țip când mă țineau pe mâini. Să nu stau cu grijă că sperii peștii. Tu, pisică? Ești o pisică! Pisică! Da-mă! Da-mă, duc și eu cu băieții! Bă, ce m-ai speriat! Ți-am să nu mai intre așa? Băi, eu când lucrez sunt foarte concentrat.
Pot să fac și atac de acord. Hai, lasă vrăjala. Da. Nu mai bine dacă ai doborât recordul. Nu l-am doborât final să fie, dar până de seară îl fac. Da, de ce până de seară și nu până mâine de dimineață? Cum adică? Păi de-aia am venit, mă, să te rog să-mi ții și mie locul în tura de seară. Că și că fiindcă nu poți a venit, că ai intervenit o obligație. Hai, mă, că-i floare la ureche, mare lucru n-ai de făcut. Îl iei pe nemericul ăla din arest și îl bagi la detectorul de minciuni. Obligație, păi pă, da. Naiba, hai, lasă vrăjala. Zi mai bine că ai o cină romantică cu Cati. Cine ți-a zis? A, te-a prins, ai văzut? Cine ți-a zis tâmpenia asta, bă? N-am nicio cină romantică cu Cati. Mă duc cu băieții la pescuit. Dacă nu crezi, poți să-i și întrebi. Hai, fictiv, vin și eu. N-ai cum, mă, să vii, că... Că și că fiindcă pe noi ne-a invitat personel Esteban. Dacă vrea să apar și tu, te invita personel și pe tine, nu? E și bine că nici nu vroiam să vin. Da, zic și eu numai așa. Oricum eu nu stau pe baltă să mănânce carcala ce e să mă ciupesc. Dacă vreau pește, mă duc la piață și cumpăr ce pește vreau eu. Vezi, bă? Da, îmi place de tine. Da, ești tu șef. Că ești băiat deștept și pragmatic. Și pragmatic. Succes! La dobrând recordul. Auzi, Terni, baftă la pescuit! Mersi, succes în tură! Hai, să trecem la fapte. Cine-i primul? Tu, la ce? La amfib rămă în... Pupă să că el are rămă! Mă, rămă! Mă, terminați cu prostiile, că n-am timp de d-astea. Mărlane, tu ești primul. Bagă o rămânac. Eu nu pot, bă, băiete, că pe mine, dacă mă află tanti că am umbrut un animăluț, mă dă afară din casă. Am zis să terminați cu prostiile. Dacă m-ați chemat aici ca să-mi pierd vremea pe care puteam să-mi o petrec cu iubitul meu, vă bag numele pe gât. Ce? Mârlane, ia râma. Nu pot, că s-a murdărit. Să ia pupază că era dat-o pe jos. Ia alta! Ia... Alunică că-i băloasă, râme de... a venit de la baltă. Ce aveți, mă, că asta nu-i după jos? Și crezi că o să stea acolo așa, atârnată? Bă, o să stea, că doar nu-i proastă să vrea să înțep. Ia, uite-ți! Fă-i sinucigași! Ia, uite, și arunc coloana! Pogoașă, preia tu, că poate cu tine mai mult succes. Nu, n-a jucat, că mi-e frică cel mai rău de mămică. Da, la toți de la fel, da. Mai face tu pe deșteptul. Bă, dar voi sunteți toți tăntălăi? Nu, doar ăsta. Da, dar eu măcar am atins râma. Cum, mama, naibii o să omorâți peștii dacă nu sunteți în stare să băgați un ac într-o râmă? Dar cine a zis că-i omorâm? Doar îi prindem. Și? Ce o să faceți cu ei? O să le dați drumul înapoi. Hă? Cum să le dăm drumul? Tu știi cât e kilul la piață? 1000 de grame. Prostiești, mă. În Spania e mai puțin, hă? Careva să zică, dacă nu-i aruncați, o să-i aduceți acasă. Da. Și o să trebuiască să-i tăiați pe burtă. Să le scoateți măruntaiele. Și să-i curățați de solzi. Cât încă mai mișcă. Încetează, Sadico! O să fie deja morți când o să facem chestia asta. Corect, că o să fie necați. Râdeți ca proștii, că peștele cât de scos din apă moare necat, dar cu aer. Mârlane, toți știm că te uiți doar la desene animate, dar hai să zicem ceva, bă. Peștii au nevoie și de aer ca să trăiască. Și de-aia ei din când în când mai zi la suprafață, iau o gură de aer și fără o să bagă la loc. Păi da, bă, deșteptule, dar doar o gură. Că altfel s-ar nechipia închipul ești tu, că ești în locul peștelui și vine că ești tu, băi, apă, tot, doar o gură. Dacă-ți toarnă unul o vadră de apă pe gât și nu mai iei aer, te neci, așa e și pentru pește, aerul să neacă cu el. Bun, Mârlane, să zicem că e așa cum zici tu. Crezi că e mișto să mor sufocat? Bă, nu știu, că sufocat n-am mai murit până acum. Dar pot să te ajut eu să vezi cum e, mă, na! Vandame, dă-i drumul, nebunule! Mamă, ce nasol e!
Nu, clar trebuie să găsim o soluție, să-i omorâm instantaneu, mă. Să nu se mai chinui, că oameni suntem, nu suntem animale. Mă gândesc să-i speriem, să facă infart. Adică exact ce vorbeam acasă. Tu intri în apă și ei se sperie că o să crede că ești balena Moby Dick. Nu mai bine să o vadă pe Betty, chiar să sperie. Betty? Unde e? A plecat. Zi, mersi că a plecat, că de Van Damme te-am scăpat, dar de asta nu mai scăpai. Lasă alea! Da, păpușe, e pe bune, casting face-to-face cu Esteban. Da, știu că de obicei te sună el, dar acum e puțin ocupat și m-a lăsat pe mine în locul lui. Dar știi că sunt mâna lui dreaptă, da? Bine, hai, ne vedem diseară, te pupa, să fii pregătită. Pa, pa! Eu mor! Sau mai bine nu. Mai bine îl prind în flagrant ca să nu mai poată să o dea la întors. Dă-ți, bă, unița de aceeași, dă-te mai încolo pe baltă, că uite cât am baltă aici, știi? Exact unde am descoperit eu locul, unde am dat eu momeală. Măi, ce tântăraule, că sperii peștii. Păi și asta e și ideea, tântăraule, să-i sperii, să facă infarct miocardic și să crape, ca să nu-l mai chinuie când îl curățăm. Așa, tăticule. Aha! Bă! Au evadat râmele! Ce? Pugoșe, uite-te tu pe ele! Băi, lasă-mă! Ia, luați de aici pentru nadă! Mmm, e bună, bă, dar parcă-i mai lipsește ceva! Carne, mărlane! Ia de aici! Bă! 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 Du-te! Bă! Ce-ai, mă, disperatule? Că-i curată, că mai mestecat o dată mai devreme. Și oricum asta-i curată, bă, că crește în pământ, în lut, galben. Ce-am bună? Ce e cu acareturile astea aici? Ce faceți? Muiam râmele tantii să mergem la pescuit. Mărlane, ia-te de ureche și trece-o cu acel. Ce, tante? Păi, rămâne, terminatule. Eu mă chinui cu tine cu atâta mult de vreme să te trec pe calea cea dreaptă, pe calea Domnului. Și tu ce faci, mă? Taci în picioare cele 10 porunci? Nu calbire nimic. Să fie clar, mărlane, nu mergi la niciun pescuit. Că n-ai voie să ucizi. E păcat. Dar nu-i prea niciun păcat. Ești în contuzie totală. În ce? În confuzie, în infuzie, în... Ești depusolată total, că și sus eu te-am umblat cu pești. Adu-ți aminte la nunta dânceașca Galilei. Deci peștele e aliment dumnezeiesc, deci e permis să poate sacrifica. Da? Da. Da, da, cred că ai dreptate, om. Mă, mărlele, mă, tu devii și așa mai profund. Păi, ce n-ai bat, tanti? Ia uite un răzeniu. Unde? Unde, mă? Sper că v-ați pregătit, fetelor, așa cum am vorbit la telefon, da? Vă rog. Da, luați loc. Simțiți-vă ca acasă. Bine, și ce ți-am zis, mai fetiță, mai jos buzița, mă, că așa, vezi, așa, să iasă ochii în relief. Șt, liniște, că e un telefon important, da? Da? Bună, iubitule! Ești la platou? Da, mai am puțină treabă, dar de ce? Am o surpriză pentru tine. Vino repede în decor în salon. Păi, acum? Da, acum. Ai altă treabă mai importantă? Ah, nu, nu. Flăstăraș, nu, vin acum. Voi așteptați aici, da? Eu am puțină treabă, îl sun eu pe șeful să vină imediat, da? Gata, șeful! Șeful tău e aici și o să te cam bagi în ședință, nemernicule! Te
Pe ulița lui mândrea, frumos fluiera batea, fluieră de două zile, că mândruța nu-i mai bine. Auzi, mândru, sau n-auzi, ori nu vrei ca să-mi răspunzi. Auzi, mândru, sau n-auzi, ori nu vrei ca să-mi răspunzi. La 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 tararam tararam tararararam tararam tararam tararararam tararam tararam tararararam tararam tararam. Unde te duce, părinte, la război? Exact, fraiere, că pescuitul e un război. Un război psihologic cu peștele. De-aia trebuie să faci tot posibilul să nu te simtă cât ești de acolo. De-aia sunt cam umflat. Ești cam umflat, dar la cât crăpi în tine, mârlane? Și tu ești părăsit, dar la cât de prost ești. Cine-i părăsit, mă? Cine? Băi, terminați odată! Vreți să vadă este bani cu ce tântălăi merge la pește să se răzgândească? Cum ești zis, pupăză, tântălău? Păi tu omor, mă! Tântălău și părăsit! Băzul luminit, pe la capătul. Auzi, pupăză, dacă tot sunt așa tântălău cum zici tu, ia că rămân eu acasă, mă, să nu vă încurc acolo, pe baltă. Stai! Dă banii de pariu înapoi, hai! Bă, stai, mă, așa, bă, prietene, m-am glumit, cum să renunți? Cum să renunți? Tu vrei să-l jignești pe Esteban? Adică el ți-a rezervat loc la mașină? Ți-a rezervat loc pe baltă? Ți-a închiriat scuiești? Tu ce faci, mă, renunți? Lasă-l, mă, că vrea să rămână acasă, să bălească la nevastă sa. Sau, mă rog, la fosta. Nu bălești la nimeni, mârlane, că nu sunt ca tine. Și-am glumit, da? Uite că merg la pește, că sunt curios să văd cum îi sperii tu. Cum îi sperii eu? Dar ce mă, eu sperii peștii? Tu sperii peștii? Cine sperii peștii, mă? Dar adică, capaci, ești că ta lumea. Potoliți-vă, băi, odată, băi. Treabă terminată, băi, că mergem la distanță. Cine m-a lăsat, mârlane? Că rupeți undițele, mă. Tu ce te bași, mă? Ce te bași, mă? Ce te bași, mă? Au! Ce te bași, mă, peste noi? Te-a băgat cineva seama? Ești bun? A, nu mai era un turist, Andiliu, vrea să-l vadă pe Craioveanu. Da! Ia, șeful, șeful! Ola, băieții! Să-mi trag una, cum a văzut ăsta, mă, pe mușe, zici că-i Superman. Gata, mă, șătești, gata, hai că ne așteaptă mașina afară. Vamos, vamos! Hai, da, 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 aqui, jefe, am luat proviziones că pescuitul e ca un război. Știi când te duci, dar nu știi când te întorci. Hai, pupesă, că vorbești mult. Vamos, repede la pește. Tot înainte, vântii pionieri, în fluture, în vânt. Vandame! 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 Ăsta chiar a plecat? Vandame? Măi, Betty, mă, chiar vorbesc serios. Nu mai pot să țin ocupat detectorul de minciuni. Că trebuie să-l anchetez pe unul care e suspect de crimă. Poponețule, dacă nu mă las să aflu ce vreau să aflu, o să mai e de anchetat un criminal. Pe mine, că te omor! Ai înțeles? Păi ce se întâmplă? De ce s-a legat? Măi, Betty, tu voi să faci porcărioare aici în secția de poliție? O ai luat-o în raznă? Nu, mă, garule. Tu ai nebunit. Iar eu vreau să aflu care-i cauza. Și te sfătuiesc să spui adevărul. Că dacă nu, o să ai parte de un tratament lung și dureros. Mamă, ce tare! Noi nici n-avem în dotare așa ceva. Păi cere! Hai, du-te și redactează cererea că te chem eu când sunt gata aici. Răspunzi? Îți, că-i poponeț. E băia mare să dă-și curcă de-l moașa.
știi, eu mă duc sus să... Să ce? Să te uiți la programe cu mascari? Acela trebuie să te uiți, fătucă. Că acum vine nunta și trebuie să ascunzi cuvântul Domnului, că se apropie Sfânta Taina Culunei și trebuie să te purifici. Alo, da? Taci, mă! Da, fată! Șt. Normal că vin, hai că iau un taxi. Pa! Cati era tătișor, e tare bolnavă și Gărete e plecat la pește, nu are cine să o îngrijească, trebuie să mă duc. Hai, bre, că asta e faptă creștinească. Fate, nu normal că trebuie să te duci, hai de fuga. Mă duc, mă duc, sărămâna, sărămâna. Hai, mai repede, măi! Te mai întreb o singură dată. Pentru cine erau gagicile din birou? Pentru mine, jur! Nu pentru mine, jur! Nu merge aparatul ăla! Hai, lasă-mă! Păi atunci hai să verificăm! Poponeț, treci la detector! Cine? Eu? Nu, că eu am terminat ce rămătut, să te pun, nu! Poponeț! M-am prins! Sunteți mână-mână, de-aia a fugit! Mamă, dacă și acuie tata gasanția, dacă nu ți-i găsește dracii. Mă frig în părul. Ce muiere? Ce caut eu? Da. Eu am venit să iau pe fata asta în orasă, nu stăm ca tutele în casă. Ci cauți tu, nu trebuie să fii la pește? Păi nici într-un caz nu trebuia, căci că fiindcă eu am renunțat să mă duc la pește ca să stau acile acasă, cu mândrulița mea. Numai noi doi. Îmi cer scuze. Mă scuzați o secundă. Da, ce mai, Poponețule, ce mai vrei tu? Vorbește, bă, mai rar, că nu te înțeleg deloc. Așa, ce e cu Rica și cu Betty? Care-i treaba? La secție? Îmi pare rău, știi care-i treaba? E tura ta, te descurci. Ce e, iubire? S-a întâmplat ceva? Bă, Betty cu Rica să joacă la noi la secție, la detectorul de minciuni. Cum, nici Rica nu era pește? Așa, amore, ai strâns doar borlăcii! Nu, îmi pare rău, mă, că v-am deranjat. Continuați! Să continuăm, unde rămasă? La despiatorat! Rica, zi unde s-a dus Esteban la pește! Esteban e la pește? Așa, mincinosule! Pentru șeful tău erau gagicile alea din birou! Da! Ce gagici? Ce gagici, mă, zi! N-auzi, zi că dau! Ce-a fată ăla încoace? Zici, mă! Alo! Ăsta e iubitul meu, numai eu am voie, înțeles? Tu să-l interoghezi pe al tău! Dar bine că ai venit! Că nemernicul ăsta zice că aparatul e stricat! Și n-aveam pe cine să-l încerc! Ia vino cu acest! Da, nu îndrăznesc să mă curentez, că te rad în cap! Poftim? Vorbesc de detectorul de minciuni, disperat-o! Îți pun o întrebare sau două și gata! Ca să-i demonstrez lui Pinocchio că aparatul merge bine! 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 Emma, este adevărat că-l iubești pe Esteban Vigo? Da! Arată că minți! Cum să minți, femeie, nebunit? Păi asta zic și eu! Înseamnă că a avut dreptate amărâtul ăsta. E stricat aparatul. Sau, mă rog, e setat pe invers. Ai văzut? Tu să taci, că te-am văzut cu ochii mei când ai intrat în birou cu gagicile alea. Nu erau pentru mine, l-am adus la șeful, că a zis că vrea să mai pescuiască și el ceva, ca în vremurile bune. Scuze, Emma, dar am crezut că vrea să mai pescuiască ceva prospătură. Dar să nu-i spui că știi de la mine că o să mă omoare. Ai, țara aparatul, naibii! M-am nenorocit! Vedeți, mă, ce înseamnă profesionistul? E primul în toate cele!
Mă rog, trebuie să fii și născut pentru așa ceva. Să ai tehnică, să simți peștele în mână, să aștepți momentul, să fii calm. Și prostragi cu putere ca să străpui fiara cu acul. Măsul se zbate, e o luptă. Dar tu trebuie să fii calm și mulinezi. Mai tăie, Daniele Pinocchio. Zi-mi și că ai avut norocul să-ți sară direct în mincioc. Că eu n-am văzut să-ți fi scos vreun pește din balta cu un blanseta. Ai fost la pește, a? Așa se zice acum când mergi la pupe. Nu, dar nu mă iei, noi chiar am fost la pește. Uite dovada la pupă acolo. Și de unde știu eu că nu l-ați luat de la un magazin ca să aveți alibi? Mă, dar ce magazin pe baltă să cumpărăm pește de acolo? Nu, 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 pe baltă, ăsta l-a prins pupăză. Patru, scuzați. Bună ziua, domnul pupăză. V-am adus factura pentru peștele cumpărat. Ce-ai făcut, mă? Factura? Cum? A trăit? Nu e cumpărată? Mincinosule! Ce faci? Că el a mințit primul, dar stai că vă iau eu pe toți! Ce-a vărat el? Să nu mă mai văd în fața ochilor! Mincinosilor ce sunteți! Ce mi-ai făcut de stupido? O să plătești? Da, stai să-i fac că plătesc, uitați! Uitați că n-am intrat în premiu, e intact, poftiți banii! Ce faci, mai dai banii noștri care am făcut noi chetă? Și-un Todos, chetă? Chetă? Eu am plătit premiu, 1000 de euro! 1000 de euro? O să ce le poți, mă, să faci în chetă? Tu omor! Chetă? Ce mă omor? Vă pune stai așa, mă! Ce? Ha, eu v-ați mă și pe mine, cum să desface undița asta, că vreau să mai merg la pește. Mare noroc am avut cu trăznita asta de Betty. Îți dai seama, dacă nu era ea, nu ne prindeam că ăsta merge invers în 1000 de ani. Și acolo ai reglat? Nu, că nu știu. Dar nu contează. Da e nu și nu e da. Ca la bulgari. Fii atât aici. Uite-te la mine. O să spun o singură întrebare și o să răspunzi clar cu da sau nu. Tu ai ucis-o pe Maria Mercedes Navarro Soanes? Da, și mi-a plăcut. Ha, recunoaște! I-am prins, l-am scos, îl terminăm, ăsta e, spune adevărul, rupe dinții. E da? Da, e da! Și ți-am vorbit noi că merge invers, e nu deci. Da! Așa mă, nu tu recunoști crime pe care nu le-ai făptuit în viața vieților tale, numai ca să beneficiezi de cazare și păpică moca de la stat. Păi nu te văd, bă, cu privirea asta, blândă de căprioară. Ăsta nu-i stare să omoare o muscă. Pune, bă, osul la teabră, că ești cât malu, bă, plavane. Du-te, bă, că tu n-ai cum să păcălești sistemul. Că sistemul-i deștept. Hai, pași pe covoraș. Sunt liber? Da. Băi, sunt liber. Liber. Băi, dacă îmi dați drumul, mă duc să mai omor vreo câteva, că-s criminal în serie. Minciună. Poate încep seria cu voi. Pleacă treacul de aici de la Udăros. Uite-l, mă, cu privirea asta blândă cum. Hai, mă, du-te la muncă, mă, tăticule. Con alegría y con alegría. Ajung, pupăză? Adică tu vrei să te dai bine pe lângă el, pe banii noștri? N-am foame în zeapă, că el nu merge, păsești foame în gât. Mai am, mă, niște alune. Foame sandwich. Ce, dragă? E un text nou? Nu, eu zic, făceam. Păi fă-ți dros, pupăță, că fără râmă nu poți să pescuiești. A înțeles și el tot. Așa e, la Ardeletră să le spui bancurile maxim până joi. Da, și îi apucă râsul duminica la slujbă. Am înțeles-o pe aia de ieri cu... Că trebuie să îl anchetezi cu unul care suspect de crimă. Okay.
nu pentru mine, jur. Nu mint. Ce te omor, adică faptele. Bă, de ce ai făcut specială? Că sunteți normal la cap. Ce era aia? Ia să văd. Păi, sunteți normal. Ia să văd ce era. Una la preta mai mică. Te-ai schimbat la față? Fringe ăsta îi transpiră? Pentru șeful tău erau gacicile alea? Da! Ce gacici? Ce gacici? Zi-mă ce gacici! Zi-o odată că dau! Ce am mâncat așa? Păi nu mai poate să dacă de asta! Mi-a tras una numărul stânar! Scuză-mă!